ce Semiovenii a disputat în această pauză competițională 7 amicale, reușind să se impună în fața tuturor adversarilor. Cel de-al 7-lea meci a fost cu formația din Liga a 4-a CSC San Martin, unde galben-verzi au câștigat cu scorul de 3-0. Cel care a deschis scorul a fost Gălan, urmat de Andrei Nilă, care a șutat în poarta adversarilor cu câteva minute înainte de finalul primei reprize. În cea de-a doua repriză, tehnicianul Ionuț Popa a vrut să vadă la lucru și alți jucători din lotul său. Cel de-al 3-lea gol a fost marcat de unul dintre cei mai buni jucători ai formației CS Mioveni, Roberto Aiza. Stagiul de pregătire al galben-verzilor se va încheia pe data de 12 februarie.